Școala de vară organizată de TNL are un rol educativ. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului urmând să fie organizată dezbateri pe teme europene, dar și 15 workshop-uri pe diverse teme, de la politici europene, administrație locală, finanțe și economie, sociologie, comunicare politică sau managementul unei campanii electorale. Este o școală politică de interes pentru organizația noastră și de aceea am ales să participăm aproximativ 20 de persoane. Printre subiectele importante ce vor fi dezbătute la această școală politică se numără. Am să enumăr câteva dintre ele. Mass media și fake news, impactul Brexitului asupra viitorului UE, antreprenoriatul în rândul tinerilor din România și cred că este un subiect important în contextul în care extrem de multe finanțări din fonduri nerambursabile se acordă României și tinerii, o bună parte dintre ei, nu știu cum să le obțină, nu au capacitate suficientă pentru a obține acești bani și pentru a implementa acele proiecte în cele mai bune condiții. De aceea cred că subiectul acesta pe care îl vom dezbate la acea școală politică, antreprenoriatul în rândul tinerilor din România, este un subiect important cu bătaie lungă pentru viitor. De asemenea, vom discuta despre provocări și probleme financiare pe care tot tinerii antreprenori le întâmpină și cu care se confruntă zi de zi. De asemenea, vom discuta despre industriile creative, un subiect important, un subiect nou pentru contextul nostru, dar un subiect care poate avea rezultate importante pe viitor. De asemenea, ca orice școală politică, vom aborda și teme de comunicare politică. Un al doilea punct despre care vreau să vorbesc, o a doua informare, este cea referitoare la școala politică de la Sighetul Marmației, o școală politică cu tradiție pentru tineretul național liberal din Maramureș, dar și pentru tineretul național liberal din România. Este o școală ce se va desfășura la 12-a ediție anul acesta și este o școală care cred că va avea un impact și mai important în contextul în care anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. De asemenea, în cadrul școlii de vară a tineretului național liberal se va organiza și concursul de idei în comunicare politică Tineri Liberali pentru Europa.